Bună seara, sunt Tatiana Cazacu și vă prezint știrile. Armata Națională a Republicii Moldova a recepționat primele trei blindate din lotul de 19 transportoare de tip Piranha din partea Guvernului Republicii Federale Germania. Echipamentele vor fi utilizate pentru instruire calitativă a militarilor. Obiectivul de modernizare și dotare cu echipamente moderne a fost și rămâne o prioritate pentru mine ca ministru și mă bucur foarte mult că cu sprijinul colegilor din guvern, datorită fortificării cooperării noastre bilaterale și cu instituțiile internaționale, mergem ferm pentru implementarea acestui deziderat. Aceste echipamente care sunt prezentate astăzi sunt doar prima parte a lotului care urmează să sosească, cum a fost menționat, în următoarele luni, până la finele semestrul întâi. Vreau să menționez că aceste transportoare blindate deja sunt repartizate pentru dotarea batalionului 22 de menținere a păcii, acelui batalion care este prezent în toate misiunile internaționale la care participăm noi actualmente peste hotare. Aceste echipamente vor permite instruirea calitativă a militarilor în procesul de pregătire pentru detașare, dar și pentru îndeplinirea misiunilor pe teritoriul național. Efectivul batalionului deja are practică pentru a le folosi și va continua și în continuare ca să se perfecționeze pentru operarea acestora. Vreau să mulțumesc mult Guvernul Republicii Federale Germane pentru asistența care ne este oferită pe parcursul anilor și vreau să menționez că anul trecut am avut o altă donație foarte consistentă din partea Germaniei, care s-a manifestat prin mai multe unități tehnice care sunt destinate pentru asigurarea securității transporturilor militare. Tot aceasta contribuie la asigurarea activității cotidiene, precum îndeplinirea misiunilor de bază a Armatei Naționale, sporirea capacității de apărare a statului. Comitetul Executiv al Găgăuzii a aprobat la 12 ianuarie un program de distribuire a fondurilor pentru reparația drumurilor pentru anul 2023. Sunt planificate lucrări de construcție pe mai multe drumuri importante. Mai multe detalii în subiectul următor. Peste 21 de milioane de lei au fost alocate din bugetul de stat în acest an pentru construcție și reparație drumurilor din Găgăuzia. Banii vor fi folosiți atât pentru reparație capitale, cât și pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă. Проведение ямочного ремонта на 13 автомобильных дорогах, ремонта щебеночного покрытия на 5 автомобильных дорогах, профилирование проезжей части обочин на автомобильных дорогах, прилегающих на пролегающих на территории Гагаузии и находящихся в ведении Главного управления строительства и инфраструктуры, и которые являются связующими дорогами между населенными пунктами. Программой предусмотрены средства суммарно, составляющие 2 355 722 лей. De asemenea, fondurile sunt alocate pentru lucrări de siguranță rutiere. Acestea includ marcarea, înlocuirea și repararea indicațiilor rutiere și instalarea de borne de semnalizare. În 2023, pentru aceste lucrări sunt prevăzute 481.000 de lei. Съдержание дорог в зимнее время предусмотрена сумма в районе 306 тысяч 6 лей. Количество обслуживаемых километров в зимний период составит 145 километров 368 метров. Comitetul executiv a numit de asemenea acele drume pe care vor fi finalizate sau executate reparații majore în acest an. Капитальный ремонт автомобильных дорог. Что сюда входит? Что подразумевает? Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги L627. То есть, если в народе, это Джалтайская дорога, Джалтай-Бузлёк. Данный объект реализуется, начиная с 2021 года, и программой на 2023 год предусмотрено его полное завершение для полноценной эксплуатации данной дороги. Сметная стоимость работ составляет 15 507 599 лей. O altă secțiune de drum va fi reparată în satul Catovskaya. Aceste lucrări vor costa peste 1 milion 9.000 de lei. Alte 80.000 de lei vor fi folosite pentru documentație de proiectare.
Opt instituții de învățământ din autonomie au primit câte 20 de laptopuri fiecare în cadrul unui proiect implementat de Alianța Națională UMCA Moldova în parteneriat cu o corporație internațională de calculatoare. Alianța Națională UMCA Moldova implementează un proiect de creștere a educației digitale în rândul tinerilor din Moldova împreună cu o corporație internațională care a oferit peste 5.000 de laptopuri și calculatoare noi instituțiilor de învățământ din Moldova. Мы рады, что нам удалось войти с этим проектом в 8 школах из Гагаузии. Всего, мне кажется, там более 160 новых ноутбуков попадут к вам в автономию. А общая стоимость, которая превышает, наверное, 5 миллионов лей. Хотели бы выразить огромную благодарность этой общественной организации, что обратили на нашу ГГУЗИ внимание. Сегодня действительно век технологий диджитализации. Очень важно, что наши дети сегодня будут обучаться в компьютерных классах на современных ноутбуках, будут познавать технологии. Opt instituții de învățământ din Gagauzia au primit câte 20 de laptopuri noi pentru elevii. Данные компьютера будут предназначены только для наших детей. Новые, хорошие, сегодняшнему дню подобные. Liceul teoretic în numele lui Daljnenca din Vulcanește are în prezent 13 laptopuri în sala de calculatoare. Școala are clase mari de până la 25-30 de copii și nu există suficiente calculatoare personale pentru fiecare copil. Мы решили, что эти ноутбуки тоже будут установлены в компьютерном классе для того, чтобы каждый ребенок индивидуально имел свой персональный компьютер для работы, чтобы развивался. И, конечно же, это позволит повысить качество образования, лучше подготовиться детям к экзаменам. Profesor de informatică la Liceul Dmitrie Mavrădi din Comrat a spus că școala va deschide un laborator digital în care copiii vor putea studia nu doar la lecțiile de informatică, ci și în afara orelor de curs. Acest lucru va fi de mare ajutor pentru liceu, a declarat Dmitrie Guci. Открывать кружки по изучению информационных технологий, это будет очень большим подспорьем для нашего лицея. Дети тянутся, многие из них пока еще не понимают, они слышат только, что информационные технологии, программисты много зарабатывают или так далее, но пока еще они сильно не понимают, поэтому мы должны, наши образовательной целью является показать им, научить их и объяснить им, что это такое и куда движется, в каком направлении двигаться для развития навыков цифровизации и так далее. Альянса Национала де Тенерет UMCA есть у организации де Тенерет не гувернаментала, а политика и нон-профит фондаты ин 2010. În ajunul anului nou, pe stil vechi, în localitățile din întreaga țară, copiii și adulții colindă și își urează în mod tradițional un an nou fericit. Două grupuri din Cungaz, Altân Ceșmea și Taraf, se pregătesc să sărbătorească anul nou pe stil vechi. Anul nou pe stil vechi este noapte de 13-14 ianuarie. În această noapte, copiii merg din casă în casă cântând colinde. Tinerii se îmbracă în haine de sărbătoare, costume de diferite națiuni și cântă cântece vechi în limba de stat, găgăuză și bulgară. Mulți încep pregătirile pentru festivități cu mult timp înainte. Мынянулся на еште, плугушорулся порнеште, щинче пябрес, да, пелакаса ура. Мынать мы, раты мои флыки. Эй, 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 эй! Oamenii prețuiesc tradițiile strămoșilor, iar adulții și copii colindă din casă în casă, salutându-și gazdele și urându-le pace, noroc și o recoltă bună în noul an. La rândul lor, aceștia pregătesc colaci, dulciuri, bani și ospitalitate caldă pentru colindători. Старый Новый год празднуется с 13 на 14 и по традиции дети, взрослые ходят хей-хей. И вот мы тоже сегодня собрались, репетируем с ребятами, чтобы тоже отпраздновать этот праздник, как я в детстве ходил, так же я их пытаюсь
приучить к этому, чтобы это все продолжалось? Я помню, с самого детства ходил. Сколько себя помню, наверное, с 4 класса, может, с 5. Мы ходили, правда, тогда я еще не играл на инструменте, тогда приходилось ходить, собирать только баранки и с колокольчиком. Но мы читали старинные, колядовали на старинном вот эти колядовки, которые были от дедов наших. А потом уже, когда уже подросли, начали с инструментом, ходили уже, вот как сейчас будем готовиться, уже с танцами, с гармошкой, с барабаном, с буа. Копиии мărturisesc că de multe ori așteaptă cu nerăbdare anul nou cel mai mult dintre toate sărbătorile. Generația mai vârstă este mândră de faptul că tinerii onorează tradițiile strămoșilor. Для меня Старый Новый год – это праздник из детства, конечно же. Это наши традиции, обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Я очень ценю этот праздник, так как он у меня, как я и сказала, ассоциируется с детством. В детстве мы ходили, я ходила с сестрами, и у нас даже раньше у нас в Кангаде была такая традиция, деньги собирали в мешочек или в карман, а сушки собирали на нитку. И для меня это одно из самых приятнейших воспоминаний. Сейчас я такого не наблюдаю, понимаю то, что традиции меняются, именно как их проводят. Но самое ценное остается то, что мы их проводим, мы ценим их. 13 și 14 ianuarie, colindele se aud peste tot, cu muzică, cântece și dansuri. Copii și chiar adulții merg la vecini, rude și nașii, pentru a le ura an nou fericit. Нас встречают всегда с улыбками на лицах, восторгом. Это видно по глазам хозяев. Pe 14 ianuarie se sărbătorește de asemenea ziua Sfântului Vasile. Această sărbătoare sfântă este legată de tradițiile și cultura populară din sudul Moldovei. Aceste zile sunt printre cele mai memorabile și venerate în cultura noastră. Hei, seara lui Sfântul Vasile mei! Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a brăzda pe la casa aura. Iarna e grea umetui mare, semn nebune anul are, semn nebune de belșug, ca și vrazul de sub. Старым Новым годом. Желаю счастья, добра и мира. Поздравляю всех жителей Гагаузии со всеми праздниками, с Хэйхэем, со Старым Новым годом. Желаем всем здоровья, мира, добра и всего самого лучшего. In continuare, прогноза метео pentru ziua de mâine. Pe 13 ianuarie în Gagauzie se așteaptă timp invariabil. Umiditatea aerului constituie 85%, presiunea atmosferică 762 mm, vântul din regiunea nord-est cu viteză 2-3 metri pe secunde, temperatura aerului va oscila. La Comrat ziua plus 4 grade Celsius, noaptea minus 1 grade Celsius. La Cederlunga ziua plus 4 grade, noaptea minus 1 grade Celsius. La Vulcanește ziua plus 4, noaptea minus 1 grade Celsius. Acestea au fost știrile, vă doresc o seară frumoasă!